societate civilă tot mai matură. Aceea societate civilă v-a solicitat, e drept, nu în integralitate, să nu o desemnați pe Viorica Dăncilă prim-ministru, în ciuda aritmeticii parlamentare. Ce v-a determinat atunci să o faceți? Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare și am spus atunci, poate unii au crezut că o spun de complezență. Am cântărit toate argumentele și am ajuns la concluzia că asta este varianta pe care trebuie să o accept. A fost teamă de suspendare, domnule președinte? V-a convins în acea întâlnire, doamna Viorica Dăncilă, că merită să fie desemnată prim-ministru? Sigur că am avut o întâlnire. Mi s-ar fi părut ciudat să fac o desemnare fără să cunosc persoana. V-a fost teamă de suspendare, domnule președinte, de ați lua și această decizie? Cred că vă amintiți, dar dacă doriți, vă repet. Nu mi-a fost și nu mi-este teamă de suspendare. Nu există niciun motiv pentru o suspendare și cred că încet, dar sigur, trebuie să eliminăm acest factor din discuția publică. Este o discuție care se poartă, fiindcă au mai fost încercări de suspendare la noi, nereușite, și nu cred că trebuie această posibilitate de suspendare să fie un argument în dezbaterea publică, în dezbaterea politică. Pentru mine, cu certitudine, acesta nu este un factor de decizie. Celor care v-au acuzat. Parlamentară, mai este altceva ce recomandă pe Viorica Dăncilă să fie premier? Majoritatea parlamentară a recomandat-o. Cum se conturează discuțiile despre noul guvern? Ieri Liviu Dragnea spunea chiar că nu exclude posibilitatea ca unii oameni cercetați penal să facă parte din guvern. Cum vedeți aceste discuții? Aceste discuții deocamdată sunt discuții informale care se poartă. Eu cred că voi fi informat și oficial despre persoanele care vor fi propuse. Însă părerea mea despre persoanele care sunt în curs de a fi cercetate penal sau care sunt în curs de a fi judecate penal sau care au condamnări penale, această opinie o cunoașteți. După părerea mea, n-au ce căuta în fruntea statului. I-ați transmis asta și liderului PSD, Liviu Dragnea, atunci când ați avut dezbaterile, consultările la aparatul Cotroceni? Această poziție a mea este foarte, foarte bine cunoscută. Din păcate, ea încă nu se regăsește în Constituție. Dar consider că trebuie să facem cu toți împreună un efort de îmbunătățire acestei situații. De aceea am propus și când am fost la CSM, poate vă amintiți, că dacă tot ne apucăm să discutăm despre Constituție și ce trebuie să facem mai bine acolo, atunci eu consider că principiul integrității trebuie să fie înscris chiar în Constituție. Când am vorbit cu doamna Dăncilă, m-am concentrat pe persoana domniei sale, fiindcă despre asta a fost vorba, nu despre guvern. Iar în continuare vom vedea cu ce echipă știe să vină PSD-ul. Și v-a convins doamna Dăncilă în această discuție că merită să fie primit? O să vă rog să vorbiți poate pe rând, că atunci v-aș înțelege mai bine. Ați avut o discuție cu dumneavoastră ei înainte de a forma guvernul în cele 10 zile, pentru a-i transmite și acest mesaj? Asta vom vedea. Premierul desemnat de dumneavoastră, domnule, pentru că pe fondul schimbării unui nou guvern, oamenii protestează din nou și împotriva clasei politice și împotriva legilor justiției. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți acest protest și dacă îi încurajați să-și spună în continuare punctul de vedere. Să știți că am urmărit cu foarte mare atenție ultimele proteste de sâmbătă. Ce pot să spun? Acești oameni sunt de admirat. Au venit cu toate că vremea a fost destul de rea, au venit ca să arate politicienilor din România că ei își doresc o țară stabilă, prosperă,
au arătat și au spus foarte clar că își doresc o justiție puternică și independentă, au arătat foarte clar și sper să se fie înțeles acolo unde trebuie să se înțeleagă, că își doresc o guvernare decentă și eficientă. Viorica Dăncilă, premierul desemnat de dumneavoastră, este un garant al independenței justiției și al consolidării statului de drept, despre care ați vorbit și în discursul de acum? Cu siguranță, asta este de așteptat de la un prim-ministru și eu sper că așa se va întâmpla. Vom vedea. Președinte, acești protestatari în care a izbucnit scandalul de la Ministerul de Interne între ministrul Carmen Dan și premierul Tudose, să mediați eventual o împăcare pentru a nu se ajunge la demiterea premierului Tudose? Eu cred că această chestiune nu ține de președinte. Dacă în interiorul guvernului sau în interiorul unui minister lucrurile merg prost, atunci este clar că trebuie să intervină ori ministru în propriul minister, ori premierul în înțelegerea dintre ei. Nu am considerat că acea fază trebuie comentată de mine, dar asta nu înseamnă că mi-a plăcut, mi-a displăcut profund. Președinte, în decizia pe care ați luat-o de admitere, ați stat de vorba atunci, ce va povesti premierul Mihai Tudose, de ce renunță la funcție? Asta a fost o discuție informală și nu cred că este cazul să o redau. Domnul Tudose a spus public ce a avut de spus. În decizia de la guvern în care vor fi persoane cercetate penale, cum vezi cum lucra? Destul de greu. Aveți pârghii să nu se ajungă la așa ceva? Deocamdată, pârghile președintelui sunt foarte puține în acest demers, de aceea îmi doresc ca principiul integrității să fie înscris în Constituție ca să nu mai existe această discuție în altă conjunctură. Sper să trecem cu bine prin această fază. În decizia dumneavoastră de a o desemna pe Viorica Dăncilă prim-ministru, a contat și faptul că PNL și USR nu au venit cu o propunere de prim-ministru? Când am făcut consultările, puteam, cel puțin teoretic, să chem doar coaliția majoritară. Nu am făcut așa, cum nici data trecută nu am făcut așa. Dacă este vorba de consultări, atunci am vrut să cunosc opinia tuturor partidelor parlamentare. Recunosc că mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea pe care am pus-o fiecărui grup din opoziție, ați vorbit cu ceilalți, măcar unii să răspundă da. Cum ne răspundeți celor care v-au acuzat pe dumneavoastră de blat cu Partidul Social Democrat? Este, cred că, absurd o astfel de prezumție. Nu răspunde loc. În cazul în care partidele din opoziție ar fi stat de vorbă într-adevăr înainte să ajungă la Palatul Cotroceni și ar fi avut o propunere de premier din partea tuturor formațiunilor din opoziție, v-ați fi gândit să o acceptați? O democrație cu un parlament poate să funcționeze optimal și parlamentul să fie puternic numai dacă ambele laturi sunt puternice, și cei de la putere și cei din opoziție. Și îmi doresc foarte mult să ajungem la un astfel de parlament. Atunci, cu siguranță, soluțiile care trebuie să apară în parlament vor apare și vor fi solicitate de acolo și nu din altă parte, de unde nu pot apăra. Îți mai ține cont de majoritatea parlamentară dacă acest guvern PSD va ieșua? Cred că este un pic de vreme să vorbim despre așa ceva când acest guvern încă nici nu există. Dar, legat și de întrebarea anterioară, blat, nu cred că cineva presupune așa ceva, dimpotrivă, eu voi urmări cu foarte, foarte mare atenție ce se întâmplă și vom vedea care măsuri se impun atunci. Vă mulțumesc faptul că Tudorel Toader, ministrul justiției, cu care dumneavoastră spuneați că ați cam rupt relațiile, nu din cauza dumneavoastră, se va regăsi în viitorul cabinet? Nu este treaba președintelui cine se găsește într-un cabinet. Este treaba coaliției care are majoritatea în Parlament și acolo se votează. Dar, cu siguranță, varianta optimală este ca acest guvern, ca orice guvern, să colaboreze cu președintele. Măcar să colaboreze, mai bine ar fi să colaboreze bine. Ori lipsa de comunicare, cu certitudine, nu înlesnește
colaborarea. Vă mulțumesc, vă doresc numai bine și vă aștept la următoarea întâlnire, care va fi, poate chiar, mâine, când sărbăm Unirea Principatelor. Vă doresc o zi frumoasă!